Incendiu devastator a lăsat ieri 4 familii pe drumuri în stațiunea montană Sinaia. Alarma au dat-o vecinii și tot ei au anunțat imediat și pompierii când au văzut cum flăcările se înălțau cu repeziciune. Dar, din cauza zăpezii, evident, s-a intervenit cu greutate și acolo. Timp de aproape 2 ore, pompierii militari s-au luptat cu flăcările, dar și cu nămeții în încercarea aproape disperată de a salva imobilul cuprins de foc. S-a intervenit cu 4 autospeciale, dar accesul în zonă era blocat de troienele de zăpadă. Nimica nu poate să urce aici. Singura soluție, o coloană de apă formată din furtunuri pe o lungime de 200 de metri. Băi, să aveți grijă să nu cadă pe voi ceva. Pe drumul natural să iasă aer. 4 familii cu tot cu copiii au rămas pe drumuri. Casa și 2 anexe nu mai pot fi locuite. Sunt vreo 10 copii mici și vă dați seama, sunt oameni obișnuiți, amărâți. Vai de steaua lor aici. Mie îmi pare rău de ei că n-am putut să-i ajutăm mai mult. La drumul curățat putea să urce cei de la pompieri aici sus ca să-i ajute pe săraci oameni. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență spun că cel mai probabil focul a pornit de la un coș de fum deteriorat. Atât polițiștii cât și pompierii au deschis deja o anchetă. Între timp, oamenii rămași sub cerul liber speră ca autoritățile locale să-i ajute cumva, mai ales că iarna a revenit în forță.